Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiții mei, auzim des această Evanghelie sau mai degrabă o cunoaștem foarte bine. Și uneori ne putem ridica și noi semne de întrebare cum au făcut apostolii. Și atunci, cum se poate mântui un om? Dacă la om este cu neputința aceasta. Și riscăm să cădem într-o deznădejde, crezând greșit că mântuirea se poate câștiga, se poate dobândi în schimb la ceva. Ori Mântuitorul Hristos, în Evanghelia de astăzi, ne sublinează un lucru important. Că mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru om. Dar pentru care omul trebuie să-și dăruiască întreaga viață. Aceasta este tristețea care îl cuprinsese pe tânărul din Evanghelie. Sunt câteva lucruri foarte subtile în Evanghelie. Primul dintre ele, că Hristos nu amintește niciunde în Evanghelie despre datoria care ar avea-o față de Dumnezeu la acest tânăr. Nu-i spune, crezi în Dumnezeu. Dacă ne aducem aminte, decalogul începe, eu sunt Domnul Dumnezeu tău, să n-ai alt Dumnezeu afară de mine. Ori Dumnezeu, Mântuitorul Hristos, nu îi aduce în atenție tânărului acestea. De ce? Pentru că tânărul recunoaște în Mântuitorul Hristos pe Dumnezeu. Tocmai de aceea Hristos este mirat și spune, de ce mă numești bun? Bun este numai Dumnezeu. De vreme ce mă numești bun, înseamnă că ți-ai dat seama că eu sunt Dumnezeu. Și apoi are loc acest discurs care îl știm. De ce este interesant discursul de astăzi? Pentru că răspunsul tânărului este fără echivoc. Din cea mai fragedă copilărie am păzit tot ceea ce mi-ai spus. Și cu toate acestea simt că îmi mai lipsește ceva. Ce înțelegem din asta, iubiții mei? Oare poruncile lui Dumnezeu nu sunt îndestulătoare? Oare poruncile lui Dumnezeu pe care le știau evreii sub număr de 10 atunci când a venit Mântuitorul Hristos, oare nu erau depline, nu erau desăvârșite? Din moment ce Mântuitorul Hristos îi spune, îi lansează această provocare, dacă vrei să fii desăvârșit. Ce înseamnă această desăvârșire? Sau cum putem înțelege această desăvârșire? Înțelegem despre tânăr că era un tânăr care avea o oarecare calitate morală superioară. Era un om bun, cum l-am numit noi astăzi. Un om bine crescut. Un om evlavios, un om credincios. Și cu toate acestea, foarte interesant, Mântuitorul Hristos sublinează, nu ești desăvârșit. Dacă vrei să fii desăvârșit, fă ceva. Și îi cere Mântuitorul Hristos, Dumnezeu fiind și știind care este, ca să spunem așa, starea lui, zice, vinde tot ce ai, împarte săracilor și vino și urmează-mă mie. Acum ce știm noi despre Mântuitorul Hristos? Că El, Dumnezeu, fiind în slava Lui, slavă pe care omul nu o poate vedea cu ochii și să rămână viu, așa cum îi va spune Domnului Moise pe muntele Sinai, nu poți vedea slava mea și să rămâi viu. Îi spune, acest Dumnezeu îi spune omului, fă ceea ce am făcut eu, smerește-te, golește-te de tine. Pune-te la îndemâna aproapelui.
ce-i spune, ceea ce ai tu, dă altora. Este foarte dificil pentru noi astăzi să ne imaginăm o clipă că am putea să facem acest lucru. Pentru că avem responsabilități, avem familie, avem copii de crescut. O mai fac într-o oarecare măsură de aceeași intensitate monahii care au acest vot al sărăciei de bunăvoie. Adică nu posedă nimic al lor care să fie. De exemplu, prima dată m-am mirat în Franța, într-o mănăstire benedictină, în sudul Franței, până și hainele, sutana, reverenzile care le aveau monahii, le aveau pe mărimi universale mari, mijlocii și mici. Și nu erau atitrate cu nume personal, al lui Ioan, al lui Vasile. Iar când se spălau, fiecare își lua dimensiunea care era potrivită sieși. Nu își lua propria lui haină. Până într-acolo mergea această lepădare de a avea ceva. Dar noi trebuie să surprindem din Evanghelie un lucru pe care noi îl putem pune totuși în practică pentru viața noastră cotidiană. De ce Mântuitorul Hristos îl provoacă în acest fel pe tânărul din Evanghelie? Dacă vrei să fii desăvârșit. Pentru că Mântuitorul Hristos, prin ceea ce a făcut, a arătat cale desăvârșită. Ni s-a propus nouă ca model desăvârșit și îi spune tânărului, nu-ți sunt suficiente poruncile, ci dacă vrei să fii desăvârșit, trebuie să trăiești după cum trăiește Domnul. După cum cel pe care îl numești bun, trăiește. Și ne spune Evanghelia că a plecat tânărul întristat pentru că avea multe bunuri. Este interesantă constatarea Mântuitorului. Nu este o condamnare dinainte, să știți, iubiții mei. Nu este o judecată mai dinainte. Sunt oameni bogați care își folosesc bogăția lor salvând sute și sute de copii. Sunt oameni care cu bogăția lor au zidit biserici. Sunt oameni care și-au pus această bogăție la îndemâna aproapelui. De fapt, Evanghelia de astăzi despre acest lucru ne vorbește. Că bogăția care ne-a dat-o Domnul trebuie să o depunem sau să o punem la îndemâna aproapelui. Să lucrăm cu ea în folosul nostru pentru folosul aproapelui. Ce înseamnă acest lucru? În folosul nostru. Pentru că dacă noi avem un dar, dacă noi avem o stare financiară bună și rămânem cu ea pentru noi exclusiv, bucuria aceea, la un moment dat, devine insatisfacție. Pentru că această insatisfacție l-a adus pe tânăr la Hristos. Nu vă puneți întrebarea, ne spune Evanghelia că avea de toate. Era bogat, mai mult decât că era bogat, era virtuos, împlinea poruncile lui Dumnezeu. Nu era un om oarecare, nu era orice fel de tânăr, ci era un om care, la care te puteai uita cu admirație. Și el, în starea lui, simte lipsa, simte că ceva nu are, simte că deși le împlinește pe toate, acest lucru nu îi satisface setea care o simțea în inima lui mai profundă, mai arzătoare. Și acest lucru îl îndeamnă pe tânăr să vină la Hristos. Avem o situație profesională bună? Avem uneori și o situație financiară la fel de bună? Suntem niște credincioși cât de cât în rânduială care ne citim rugăciune de seară, de dimineață, postim? Și cu toate acestea suntem nemulțumiți de starea noastră? Simțim că ne lipsește ceva?
Și aici este semnalul de alarmă care îl trage Evanghelia, că împlinirea uneori mecanică a unor rânduieli nu ne aduce în starea de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Tânărul din Evanghelie era însetat după cunoașterea lui Dumnezeu. Vedea că toate care le pune în practică nu-i sunt îndestulătoare și tindea spre mai mult. Și când îl întâlnește pe Domnul, îi zice, ce să fac? Și Domnul îi spune care este cheia. Cheia este că deși ești bun, deși împlinești poruncile, n-ai reușit să renunți la ceea ce ești tu, la omul tău cel vechi. Vedeți, imaginea de astăzi în Evanghelie este imaginea lumii în care trăim. Ce îi spune Hristos tânărului? Fii ca Dumnezeu! Provocarea aceasta teribilă. Fă cum, cum face Dumnezeu. Nu este de ajuns binele moral din societate. Trebuie mai mult. Ori, societatea, lumea în care trăim, ne propune oarecum relativ măsura tânărului din Evanghelia de astăzi. Să fii un om politicos, un om educat, care să te intereseze chiar neputința aproape lui, să-l sprijin, să-l ajuți, dar atât, nu mai mult. Și prin aceasta ajungem la ceea ce numim o morală laică, o morală a societății în care trăim, o etică socială. Adică lumea se conduce după niște legi care în esență sunt bune, dar nu sunt satisfăcătoare. Nu satisfac golul care rămâne în urma pierderii lui Dumnezeu. De aceea Hristos vine și spune, nu vă mulțumiți cu atât. Nu rămâneți la o înțelegere superficială a vieții voastre în Dumnezeu. Pentru că dacă vă gândiți că doar făcând bine este suficient ca să aveți viață veșnică, vă înșelați amarnic. Pentru că mântuirea, viața ce veșnică, cunoașterea sunt ale lui Dumnezeu, al vi le dărui vouă. Nimic din ceea ce facem noi exterior nu-L poate corupe, nu-L poate constrânge pe Dumnezeu. Pentru că oricâte am face, nu putem să răscumpărăm jertfa pe care Mântuitorul a făcut-o de bună voie, în mod gratuit pentru noi. Și să aplicăm acest cuvânt, să ne gândim noi la viața noastră, fiecare la vârsta pe care o are. Ce aș putea da eu lui Dumnezeu? Ce aș putea propune eu lui Dumnezeu ca să răscumpăr valoarea jertfei Lui pe care El a făcut-o pentru mine? Iar răspunsul este unul singur. Propria viață. Nimic altceva. Dacă am luat, să spunem așa, ca din Vechiul Testament, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, Hristos și-a dat viața pentru mine, iar eu îmi dau viața pentru Hristos. Înțelegeți, iubiții mei, de ce Mântuitorul Hristos este atât de tranșant pe de o parte în Evanghelia de astăzi? Și dacă nu suntem atenți, Evanghelia de astăzi este o Evanghelie descurajatoare. O Evanghelie care ne tulbură peste măsură. Bine, și atunci ce rost mai are? De ce a mai spus Dumnezeu acestui tânăr să împlinească poruncile dacă tot, să spunem așa, n-au nicio valoare? Care este sensul? Cu toate acestea, Mântuitorul Hristos le subliniază arătând două lucruri. Cum spune într-o Evanghelie, în felul următor, pe acelea trebuia să le țineți și pe acestea să le faceți. Referindu-se la evrei. Adică nu putem să ținem o parte din lege și de o parte
din lege, să ne arătăm față de o parte din lege, să ne arătăm indiferenți. Nu putem, de exemplu, să ne rugăm cotidian, zilnic, să cerem ajutorul lui Dumnezeu, iar când vine vorba de mers la biserică, să spunem, eu n-am nevoie de mers la biserică. Pentru că nu există. Nu funcționează așa. Nu se poate. Sau nu se poate, noi mergem la biserică, dar când vine vorba de nevoință, de osteneală, de post, să spunem, a, eu nu postesc, eu am propria mea rânduială, eu mă rup atunci de biserică. Pentru că aceasta se întâmplă. Vă aduceți aminte, am vorbit mai multe săptămâni despre biserică. Biserica trupului Hristos. Noi nu putem avea altă rânduială în afara trupului lui Hristos. Noi nu putem trăi sufletește în afara lui Hristos. De aceea Dumnezeu lansează oferta aceasta extraordinară astăzi prin Evanghelie. O ofertă prin care ne spune, fiți ca mine. Puneți ceea ce eu v-am dăruit în slujba aproapelui. Că făcând aceasta, nesocotind bunurile pe care le aveți, vă veți face, de fapt, împlinitori ai poruncii Dumnezeu. Este o piesă de teatru, franțuzească, dar este tradusă și în limba română. Îmi scapă numele. Chiar aseară am ascultat-o. Care vorbește despre o tradiție în poporul francez. Despre tacâmul săracului. Probabil ați auzit vorbindu-se. La toate mesele de marile sărbători, se puneau atâtea farfurii câți oameni erau la masă, plus una. Iar acea farfurie era farfuria săracului. Dacă cineva înfometat venea și bătea la ușă în timpul mesei, era așezat pe acel loc. Iar chelnerul care întreabă zice, câte farfurii să pregătesc? Zice, pregătește 4, 5. Dar se vor mânca numai 4 și la care chelnerul spune, a, farfuria săracului, ce? Nu, e vorba de un prieten care vine, zice, șeful zice, dar ce farfuria săracului? Zice, domnul nu știe? Și spune istoria asta, farfuria era pentru cel care era în nevoi. Și zice, șeful, da, venea vreodată? Și răspunsul este extraordinar, nu se chinuia nimeni să-l anunțe. Pe cel în suferință, nu se străduia nimeni să-l anunțe că i s-a pregătit. De fapt, despre asta vreau să vă vorbesc. Că noi trebuie să pregătim. Să fim cei care îi anunțăm. Cei care pregătim pentru cei care sunt în suferință. Cei care sunt în lipsuri. Nu este suficient așa cum Mântuitorul Hristos o va mai sublinia încă o dată într-o Evanghelie în care spune, cum ați auzit să înțelegeți Evanghelia astăzi? Că vi se cere în Vechiul Testament, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și ați ajuns să spuneți voi astăzi cu ce te-aș fi putut ajuta. Și dacă spui acest cuvânt, să fie considerat ca și cum ai încercat să-l ajuți. Și nu mai trebuie să împlinești legea, chiar să-l ajuți. Vedeți? Omul caută în permanență. În permanență caută o portiță prin care să nu împlinească în mod desăvârșit poruncile lui Dumnezeu. Îi arăta tânărului din Evanghelia astăzi, Mântuitorul Hristos, că împlinirea poruncilor trebuie să fie însoțită cu jertfirea de sine. De aceea l-a și provocat Domnul Hristos doar prin porunci care se referă la aproapele. Adică manifestă-ți iubirea față de aproapele tău, precum Dumnezeu își manifestă iubirea față de om. Despre asta este vorba într-un final în Evanghelie. Nu că bogații nu se vor mântui, nu că săracii se vor mântui în mod obligatoriu. Să nu aveți impresia că dacă avem o viață chinuită financiar, suntem automat sfinți. Nu contul bancar ne face drepți în fața lui Dumnezeu, ci modul în care folosim ceea ce avem sau răbdăm ceea ce nu avem. De aceea, iubiții mei, încă de la început, biserica s-a transformat într-un loc al milosteniei.
al facerii de fapte bune. Dar niciodată biserica nu a exagerat să treacă într-un activism social în care să facem fapte bune, dar să lipsească esența, asemănarea cu Dumnezeu, rugăciunea, unirea cu Dumnezeu. Vă aduc aminte, și pe acelea trebuia să le ții și pe acestea trebuia să le faci. Le spune Hristos la un moment dat evreilor adunați în preajma Lui. Subliniind că și față de aproapele trebuie să păstrăm poruncile, dar și uitându-ne la Hristos, trebuie să ne descotorosim de tot ceea ce poate deveni pentru noi o piedică în sfințirea vieții. Și mai gândiți-vă la un lucru concret. De câte ori, atunci când ni se cere milostenie sau ne cere cineva ajutorul, nu începem să criticăm, să judecăm situația în care se află acea persoană. Gândindu-ne, eu am muncit ca să am, eu m-am străduit ca să am, eu am încercat să fac, să-mi rup coatele pe bănci, să învăț ca să fiu. El nu vrea nimic, el nu face nimic, el nu încearcă nimic. Aici consider că este marea problemă a noastră, a celor din biserică, pentru că nouă Hristos nu ne cere să fim judecători. Ni se dă pe sine exemplu. Și când ni se dă pe sine exemplu, El nu a spus nimănui, nu fac, nu te vindec, nu-ți iert păcatele, ci cel mult a pus întrebarea, ce vrei de la mine? Știi ce vrei de la mine? Poate că dacă noi am luat modelul Mântuitorului Hristos și am pune această întrebare celui care vine să ne ceară ajutorul, ce vrei de la mine? Atunci lucrurile s-ar rezolva foarte ușor, pentru că omul s-ar mira de întrebarea care îi se pune și atunci știe că trebuie să ceară ceva concret. Vine unul și cere, dăm 2 lei. Ce vrei de la mine? Vrei cei 2 lei? Sau vrei altceva? Atunci când omul aude altceva, cum a venit tânărul din Evanghelie, dorind altceva decât avea, atunci omul începe să-și pune serios întrebări despre propria lui viață. De aceea, iubiții mei, trebuie să rugăm pe Dumnezeu în toate zilele să ne dea puterea să fim următori ai poruncilor Lui și împlinitori. Iar modelul nostru de săvârșit trebuie să fie Mântuitorul Hristos. Și să nu ne temem atunci când, așa ca tânărul din Evanghelie, deși le împlinim pe toate, deși mergem la biserică, deși postim, deși ne rugăm, deși ne împărtășim, totuși ne mai lipsește ceva. Înseamnă că noi mai sunt alte lucruri pe care nu le cunoaștem sau pe care încă le păstrăm în inima noastră pe un loc mai important decât ceea ce trebuie să fie Hristos, care trebuie să fie pe primul loc. Punem ceva deasupra lui Hristos și atunci neîmplinirea noastră, lipsa noastră duhovnicească dintre acel lucru în acel lucru reiese. Că am pus pe altceva mai presus decât pe Mântuitorul Hristos. Să ne rugăm. Să nu plecăm niciodată întristați de la Mântuitorul Hristos, așa cum a plecat tânărul de la Evanghelie, pentru că el a făcut o alegere când a plecat. A ales să rămână cu ce? Cu confortul său, cu binele pe care și-l acumulase, probabil în continuare fiind un om bun pentru societate, dar nedesăvârșit în ochii lui Dumnezeu. Să ne rugăm ca Domnul să ne dea desăvârșirea. Amin.